Băi, fraților, deci înainte de a începe videoclipul, nu uitați să vă cumpărați jocuri bombă la prețuri și mai bombă de pe Eneba. Folosiți și codul ZZANDREI pentru că o să primiți o mică reducere și aveți toate linkurile în descriere. De asemenea, v-aș ruga foarte frumos să nu uitați să vă abonați, bineînțeles, cu clopoțel dacă doriți să primiți toate notificările de fiecare dată când postăm un nou videoclip. Iar dacă doriți să susțineți suplimentar canalul, puteți să deveniți membru apăsând butonul Join. Haideți să trecem la episod. Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou episod de GTA 5 Online cu brigada Nebunia de pe GTA Online. Bine, e bine, astăzi o să mișcăm Sumo, 3 echipe, a câte 2 jucători și suntem alături de Hydra, Cold, Gabriela, Diana și Coconaz. Băieți, Doamne, te rog să-mi alegi un coechipier bun, prieteni, dăm aici play și vedem eu. Exact, cu cine ne jucăm în echipă, te rog, Doamne, un coechipier bun, nu cu Andres, nu cu Andres, te rog, Doamne. Acum, băieți, trebuie să aflăm, gata, s-a auzit clancul ăla. Băi, sper să se miște bine, deci pe live-uri se mișcă perfect, în filmare mai sacadează. Nu înțeleg de ce mă întrebați, oh! Bun, băieți, eu cu Hydra în echipă, Gabriela cu Cold și Coco cu Diana. Ah, păi am bătut, Hydra știi că îi rupem, nu? Normal. Avem echipa tank aici, prieteni, nu uitați, înainte de toate, voi cei care vă uitați la clipul ăsta, rupeți like-urile alea, voi să văd acolo susținere din partea voastră și chiar vă mulțumesc din tot sufletul pentru toată susținerea și de pe acest canal, dar și de pe canalul secundar unde postăm 5 clipuri în fiecare zi, boys. Așa că haideți să o dăm daună. Mă duc eu lea, boys, mă duc eu lea, prietenii mei. Direct. Andres, ce culoare ești? Oh, mof. Sunt o culoare frumoasă. Let's go, boys, că așa se face trebuța. Mamă, nebunia de pe GTA Online, băiți, v-am spus că revenim cu GTA Online. Și apropo, mâine s-ar putea să apară 5M, prieteni, cu mafia jegoasă. Așa că fiți acolo activ pe canal, băiți, că vin multe surprize. Mamă, dar îmi sacadează, mă, că se vede. Să știți că nu e doar pe filmare, și la mine sacadează la fel, prieteni, ca să știți. Jocul face probleme. Băi, au făcut ăștia niște update-uri. Mă jur că sunt probleme. Cine e ăsta? Cine e ăsta? Cold, da? Prima echipă care câștigă 3 runde, câștigă meciul. Na, uite-o și pe Diana. Mersi că m-ai împins în cerc. Coco, tu nu mai... Vezi, prietene, că ești pe sus de acolo. Nu mai intru în cerc. Te pup, Gabi, tu intri? Hai, Diana, afară din cerc! Oh, cerea și Gabi să se ducă! Ne-am ales tot ciclonul, bine, Hydra, bine. Bă, a căzut ușa mea. Uitați-mi ușa, băiți. Mamă. Ok. Concentrare de aia mare. Băi, vreau să scrieți în comentarii dacă vă uitați la tot episodul. Vreau să văd abonații activi care se uită la tot clipul, prieteni. Bă, ce menevează cum sacadează. Nu! Nu! Doamne, ne-a rupt Andres! Andrei, ce-ai făcut? Bă, dar... Am văzut că eu așteptam acolo să intre cineva ce să nu ping. Bă, deci pe mine mă enervează maxim că-mi tot framează așa, prieten. Nu înțeleg de ce face asta. GTA, why you do this? Ia uite-o și pe Diana. Ia uite-l și pe Col. Col. Mamă, doi mob. Deci Diana cu Coco ne bat? Hai, hai, hai. Hydra, vezi că ești solo, băieți. Hydra este last man standing. Clutch sau stop? Buni sunteți, buni. Nu mă bătu cu tine, e nervant că-mi sacadează și pierd câteva milisecunde acolo, niște frame drop-uri jegoase în joc. Uite, acum se mișcă bine și dintr-o dată, hop, mai agață un pic. Dar am văzut că și la mai multe persoane face chestia asta, adică nu numai la mine, gen la mai mulți YouTuber, nu știu de ce, dar... E bine că pe live-uri merge bine, băieți, asta este cel mai important lucru. Opa! Coco, Coco! Doamne, bă, voi vedeți cine ne-a bătut? Vlade și cu Diana, Vlade. Vlade, n-ai nicio șansă. Vreau runda asta, Vlade, să o dovedești. Hai, direct. Baba. Hai, băieți, toată lumea în comentarii, hashtag echipa roz. Echipa roz o să rupă tot, băieți, trebuie să câștigăm 3 runde. Vlade, dacă măcar promii că celelalte 2 runde te car eu pe tine. Băi, băi. A, mă, Vlad, dam. Vlad, te bate o fată. E cam intens aici. La jocul tău. Te bate o fată la jocul tău, Vlad, te bate Diana. O, tu pe Diana, Giangeli. Mamă, deja e foarte, s-a făcut micuță harta, boys. Și cercul e micuț, mai bine zis. Am murit eu ca să banul la început, că altfel... Intră, intră. Vlade, ia-ți avânt, ia-ți avânt că ai timp. Bă, avânt. Doamne. Nu pot.
Ba, aveai tot timpul să-ți iei avânt. Mie nu vine să cred că jucătorul meu este în viață, băiți, și nu poate să o moare pe Diana. Ei au intrat amândoi în cer, la jumătatea timpului stăteau acolo, se uitau unii la alții, gen. Mie nu vine să cred că eu cel mai bun am murit. Cocoto, ai vrut să dai în cineva și ai trecut pe lângă și te-ai aruncat singuri. Nu, voiam să pun frână, dar nu-mi pune frână mașina asta când trebuie. Da, cazan ciclonul ăsta, a? Da, vă scosești pe tine și pe Gabi. Păi da, da, din greșeală, bro. Unde din greșeală? Că stăteam, vă așteptam. Eu aveam totul calculat acolo, vă puneți acolo, da. Vlade, Vlade! Păi are noroc. Ok, prietene, a câștigat Andr. E 1-0 pentru ei. Te-am cărat, Bococo, te-am cărat. Da, bine. Păi te-am cărat. Te cunosc, te cunosc. Get carried, ok. Stați să vedeți acum, băieți. Că facem noi treaba. Haide, colț, să-i batem. M-am supărat, prieteni. I got mad, you know? I got so când mad. Doamna, să nu mă mai dea Andres afară și cu Andrei. Haide, boys. Sunteți de pregătiți de acțiune? Da, e de plâns. Sincer. Salut, prieteni. Tu nu ai comentat, doamna. Deci, oh. Col de afeca, col de afeca, col de afeca. Nu mai am, mamă, bă, de ce în mine, Andrei, și bă, nu mai prindem cercul prost, da? Păi și tu ești, prietene. Date că vin. Mă frânea, uite, ia uitați cum îl sacadează, băi, doamne, de ce face asta? Stau puțin să mă calmez, deci este extrem de enervant ce se întâmplă, jur. Marș pe încerc. Hai, Gabi, 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 unde mergem? Nu iar, vă rog. Te pup eu, Andres. Te pup eu, Andrei. Te pup eu, păi da, dar uite, eu mă duc în cer, tu unde te duci, prietene, că nu mai ajungi. Nu mai ai, nu mai apuc cercul. Eu nu mai apuc cercul. Apară cu tine! Intra, fă loc. Fă loc, că vine șeful Daiano. Fă loc, Andres, că... Wow, era să intru în al meu. Face... Bă, doamne, deci ce fericit aș fi, băieți, dacă s-ar mișca jocul ăsta bine. Aș fi cel mai fericit, credeți-mă. Doamne, bă, ce fan. Vine contactul! Nu mai intru. Col. Wow. Aolo, bă, deci oribil cu sacadarea asta, bă, oribil. Wow, am vrut să intru. Hai, Gabi, mergem în afara zonei. Mamă, Hidra. Bine, Hidra, ești bun, rău. No. Te pup eu, Andres. Ia, bă, Gabi, ești că intru cu toată forța în Diana. Vai. Diana, afară din cerc. Mamă, deci Gabi mai e alive? Săracul Colda, e și primul, boys. Ce faci? Bine, tu? Bă, deci îmi dă target! Cum dă target? Hai, Diano! Boooo! Scuze. Uite, mi-a rupt ușa! Mi-a rupt ușa, iar! Roata mea e strâmbă. Ca față, Contact! Trec prin tot! Power! Haide, Hydra! Am promis carry down! Mamă, 2v2, deci echipa portocalie eliminată din prima, prieteni. Du-te în cer, bine, Andres. Păi tu mi-ai zis să mă duc în cerc, eu mă duc în cerc, uite. Vorbeam cu echipierul meu, pe eu am. Andres, te-am luat așa un pic la bot să te arunc în altă parte. Bă, Diana, slăbuț. Prima victoria noastră. M-a gândit dacă să intru în tine sau în Vlad. Haide, și ai te unde, în cine ai intrat? Intrai printre amândoi. Col? Col nu prea de randament, e supărat pe tine. S-a supărat. Col a zis că e supi și că nu mai vrea, că îl bat băieții aici. Ne-am supărat băieții. We got mad. Acum revanșa. Da. Păi, așa. Dacă te joci tu, cred că ne mai avem și revanșe. Revanșe! Să mă revanșe!
Hai băieți, încă două runde trebuie să mai câștigăm. Și intru direct în ăsta, move, de-l văd aici, salut. Ba. Bă! Era să prind marginea hărții, prieteni. Hai col la munte. Sau la mare, mă. Hai col, mergem în vacanță. Na, mă, că vin și ăștia în vacanță. Bă! Scoate-l, du-te, hai, du-te. Nu. O, Doamne! Îmi dau target, nu mai pot. Fraților, încă o dată rupeți acolo like-urile alea, prieteni, dacă vreți mai multe clipuri. Băi, sunt foarte amuzante clipurile astea de GTA. Chiar îmi pare rău că mai sunt frame drop-uri, dar nu e doar pe filmare, e și de la mine. Băi, nu știu, este o problemă, ceva la setări, că nu înțeleg. Altfel, pe live-uri merge foarte bine. Ați văzut că ne-am mișcat pe live și n-am avut nicio problemă, dar aici sacadare în continuu. Nu cred că închide clipul. Nu închide, mă, nimeni clipul, ce aveți? Vă dam șoc cu bărbații, nu? Afară! De ce-mi dai target? De ce-mi dai target? Bine că-mi iau target. Bă, dar ce mă enervează că iau... Deci uitați cum mă văd că sacadează, zici că... Wow, uite... Buuuu! Mamă, ușa mea. Păi aveți ceva cu ușile mele, mă? Tu scoconații. Oh, ulu. Ce? Rămâi stângă. Nu mai intri ce? Coco, te-ai panicat, recunoaște. Te-ai panicat un pic? Eu nu mă panichez. Bă! Gabi, de ce ai intrat în margine? Băi, Coco, băi. Am crezut că trec, gen, că ajunge mașina și că trec, pe colțuri așa merg. Păi da, dar nu un colț așa mare, că ți-a căzut toată mașina în hău și ai dat cu bara. Am toată încrederea în tine. Mamă, deci eu vreau să-l dobor pe Coconaz, băieți, să-l vedeți? E bun la parkour. Deci poți să-i bași aici. Ce legătură are parkourul? Bine. Doamne, ce cu echipă erau. Stai mai mult. Andres! Afară din hartă, zic Andres. Oba! Ce, Andres, vrei să ajungi în zonă? Nu mai ajungi. Nu mai intru, nu mai intru, nu mai apuc. Chiar nu mai apucă. Bravo! Haide, Coconaț, sar pe noi, ă? Mamă, dar a rămas și col, băi, Hydra, ai grijă. Băi, noi suntem cea mai bună echipă, băi, eu cu Hydra, the best GTA 5 sumo players. De câte ori trebuie să câștigați? De 3 ori. Cu plăcere, Coco, te-am întors. Salut, salut, ce facem? Ce faci, mă? Mamă, nu mai putem. Victorie! Ești prost, Coco. Ești prost, Coco. Băi, ești prea prost, Coco. A venit Coco rachetă aici. A venit Coco rachetă fix în coldata. Dar eu credeam că am făcut să pun frână să nu ieși. Avem două runde câștigate, dragilor. Gata, joc și eu, nu mai mă... Tu, round 1. Da, we won 2 rounds, easy. Ce buni sunteți. Coco e prost rătura jocul ăsta. Asta că mă joc. Bă, Coco, chiar mă așteptam mai multe din partea ta, dar văd că nu... Mă joc eu la mișto de aia. Nu dai randament, nu știu, parcă nu vrei tu, parcă nu vrei, nu știu. Dacă mă jucam serios, nu mai... Salut, Hydra. Să rămâna. Mamă! Contact, băieți! Ne contacte. Salut, Coco, te pup eu. Nu, nu. Oh, Coco. Oh, bă, ce aveți cu mine? Că nu mai suport aici, băieți, cred că vă dau. De câștigate. Yes, yes, yes. Este rău să mă dea afară și în primul cerc de muncă, dau toți în mine. Red platforms of the arena will disappear. Bă, dar noi de ce ne batem aici? Că cercul e în altă parte, prieteni, știți, nu? Bă, ia lăsați-mi voi cu echipierul în pace. Vă simt ce. Te pup gunoi, mic. Ia uite. Bă, de cred că ți-ai zis-o. Nu mai ajungem. Bă, da-ia, nu! Are! Aleu! Dacă nu m-aș ajuta rozul... Frână, Gabi, frână! Da-ia, nu, ce-ai făcut? Sunt ok, sunt ok. O, trebuie să ne concentrăm, băi, să dăm mare win aici, dar îmi dă Coconaz, bă, ce face aici?
Mamă, bă. Am ieșit și-o ieșit tu. BUM! BUM! Power! Bye, ce pomă? Mama, am rămas eu cu gagicile, băieți. Eu, Gabi și Diana. A, mă, Hydra, ce-ai făcut, Hydra? Ai intrat cu mine. A fost o plăcere. Nu, 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 nu. Muchas gracias, señoritas. Eu stau bine aici. Mamă. Cu plăcere, Gabi, că te-am lăsat să intri, nu. Nu ești în stare de nimic, dar aia. Îmi dau bully astea, bă. Gagicile astea, îmi dau bully. Păi gagicile astea, da. Dar trebuie să spun ăștia, îmi dau bully ăștia. Doi. Opa. Bă, o să încerc o schemă, Hydra, mă lași? Te las. Schema putere! Te pup eu, Diana, bun? A mers. A mers schema? Gabi? Da. Vezi că suntem 1v1, ai grijă. Băieți, schema putere iar. Gabi, nu trebuie să câștigi rozul, nu trebuie să câștigi rozul. Victorie! Cea mai bună echipă, match winner. Bă, Coco, ți-am zis că iau 3 runde la rând, nu mai crezi, mă. Da. Of, Andre, sof la naiba. Da, mă, fraților, băi, deci cam ăsta a fost episodul, oameni buni, băi, sunt extrem de amuzante clipurile astea cu GTA Online, sper să rezolv și o problemă cu Sacadatul, pentru că este foarte enervant, în primul rând pentru mine și în al doilea rând și pentru voi, bineînțeles. Nu uitați, rupeți like-urile alea dacă mă susțineți în continuare și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat, bye bye!